Stimați telespectatori, am venit într-o fugă. Iată, suntem la intrarea în sala în care se desfășoară Festivalul Național al Cântecului de Dragoste. Am fost informat că aici este un grup de protestatari care, iată, nu au fost admiși în Festivalul Național al Cântecului de Dragoste, dar cărora trebuie să le dăm cuvântul conform legilor democrației, vă rog. Vă rog frumos, vă dăm cuvântul în ordine, că altfel nu vă mai dăm niciun cuvânt. Cine a fost primul? Eu am fost primul, după cum scrie și pe această plachetă omagială. Mai întâi dați-mi voie să mă prezint, sunt un bine cunoscut rapsod popular care nu mai are nevoie de niciun fel de prezentare. Și ce vă dare pe dumneavoastră? Problema este că această melodie pe care dumneavoastră o veți auzi în prima audiție, aici, în această emisiune, nu a fost acceptată în Festivalul Cântecului Dragostei, această melodie în prima audiție, care e deja cunoscută pe tot mapamondul. Această melodie se numește Brâulețul de Doi, bine cunoscută publicului din întreaga lume ca Brâuleț de D. Respunți în limba de D. Da, vă rog frumos la cameră. Așa. Paie verde, calipanu, taca-taca-taca, eu am un cor care cântă, taca-taca-taca. Paie verde, calipanu, of, op și dor. De trei ori potovicalul, leana mea, ești corul sunt. Leana mea, sper, sau pot să zic. De trei ori mi-am rupt cardanul, leana mea, ca să trec la mândra dealul, leano. Păi hai cu dăcioara, prândea la mărioara, dar ce-a face popas, calul merge la pas. Hei! Mai am o singură strofă. Hai cu dăcioara la Marina Surioara, Marina, lasă-ne la cântecul de dragoste. Hei! Lăsați microfonul aici, mulțumesc publicului meu, vă mulțumesc dumneavoastră, aveți cartea mea de vizită, țineți la noastră și vă chemați dacă eu îmi puteți ceva. Pam, bubala, la revedere! Da. Sănătate, puteți să țineți și asta, da. Stimați telespectatori, iată, oamenii au protestele lor, ce să facem, trebuie să îi luăm în seamă. Mai sunt și alți protestatari lângă mine. Bună ziua, și dumneavoastră tot cu dragostea? Tot. Păi văd că... Nu, să nu înțelegeți greșit. Este doar o problemă de imagine. Din păcate trebuie să stăm așa legați. Suntem legați prin contract să stăm în poziția aceasta. Păi dacă nu respectăm contractul de imagine, o să ne ia impresarul toți banii, să știți. Și asta datorită lui că a semnat un contract imposibil. Batu! Deci grupul Batu. Nu, vestitul grup Batu, care tocmai a fost restins la Festivalul Cântecului de Dragoste. Dacă e posibil așa ceva. Da, pentru că nu avem pile, ce să ne mai ascundem în lenjerie și asta tot datorită ție că te-ai zgârcit la 1000 de parai, n-ai scoștit tu de la ciorap, să dăm și noi șpagă. Și știți ce ciorap i-am luat de mătase supraelastic? Batu n-ai vrut. Batu. Batu. Batu, n-am înțeles, dar care e problema? Păi problema este că, uite, am cântat, vrei să-ți cântăm și matale cântecul? Uite, am cântat cântecul și n-au respins. Asta e problema. Ia, Doamne, să vedem. Te rog, ține. Și azi ne dă voie. Azi ne dă voie. De asta n-am nevoie. Nici eu n-am nevoie. Am lucruri fine. Și eu foarte fine. Îmi place de mine. Și mie de tine. Azi ne dă voie. Azi ne dă voie. Astăzi nu este voie pentru grupul Batu, pentru că n-am pus pătrățelul roșu. Stimați telespectatori, ne iertați pentru aceste inadvertențe, sau nu știu, nici nu știu cum să-l numesc. Marina, nu se poate, dragă. Trebuie să discut cu tine în mod direct și personal. Dar trebuie să discutez cu mine. Pentru că nici nu-l cunosc și nici nu știu cine este și chiar nici nu mă interesează. Să vă cântăm o melodie cu Stevie, care o cântăm noi de 30 de ani. Că noi am inventat stilul ăsta, de s-au luat toți după noi și mai cânt acum pe la Ateneu și mă rog, în sfârșit, Stevie, te rog. Yes. Hai. Eu sunt Ștefan, barosan, ca Adrian, fiind un minune cunoscut. Pot fi eu or, dar nu sunt or. România foarte bine m-ați primit. Te-am sunat să-ți cânt manele, te-am sunat că-aș vrea să-ți cânt și eu. Când trei ani grele, ca și Iris cântând la Ateneu. Marina, dacă și această piesă va fi respinsă la Festivalul Cântecului de Dragoste, înseamnă că voi vedeți că el nu vede și vreți să-l prostiți în față. Am zis. Iar pe dumneavoastră nici măcar nu te cunosc.
Dar nu contează, domnule, că nu mă cunoașteți pe mine. Eu sunt doar intermediar între festival și protestatar și iată un alt protestatar aici. Dumneavoastră cine sunteți? Da, să fie foarte clar, eu am venit să protestez ca adevărat profesionist al acestui fenomen. Dar cine sunteți, domnule? Sunt președintele Federației Române de Dragoste, singurul for autorizat. Pentru că trebuie să vă spun că acest festival, care ne-a ignorat total, se desfășoară fără aprobarea federației noastre. Am primit acum un mesaj, da, iată, realizatorii vă oferă șansa de a vă exprima în direct sentimentele de iubire și toleranță pentru semenii dumneavoastră. Dacă veți interpreta o melodie pe placul onoratului juriu, aveți o șansă să intrați în festival, dar o melodie cu toții. Da, fiecare, da. Sunteți de acord? Da. Vă rog, 1, 2, 3 și... Mă trezesc cu tine în gând, vreau Marina să-ți cânt. Cântece de ochi și dor, s-a dat clasa tuturor. Nu răspund la SMS, știu că ai parte de stres. Nu răspund și e normal, ești pe la festival. Doar mă uit în ochii tăi, la 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 le. Și-am la locul 2 și 3, la 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 le. Când văd ochii tăi căpului, la 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 le. O tăia